vis-a-vis de revocarea controlului judiciar pe care am făcut-o noi. Bun, alte probe, dovezi, ceva în acest dosar? Alte probe în afară de o declarație mincinoasă nu există, așa că... Declarație mincinoasă dată de? Dată de denunțătorul Dorin Cocoș. Bun, domnule Pescari, vreau să ne spuneți, în dosarul dumneavoastră s-a lucrat cu Serviciul Român de Informații, ați invocat acele protocoale, care este stadiul? O să le dovedim toate la primul termen, al doilea termen de judecată. Că ați văzut că ușor, ușor toate lucrurile ies la suprafață. E prematur să mă gândesc la ceva ce teoretic nu are cum să se întâmple, fiindcă, mă repet, cred cu tărie că nu se poate face justiție ținând cont doar de elucubrațiile unora sau altora.